Administrația locală din comuna Miroslava se îngrijește și de copii, dar și de bătrânii singuri și bolnavi. Pentru aceștia din urmă, primăria va construi un centru de zi de asistență și de recuperare pentru persoanele vârstnice în satul Valea Ursului, pe un teren de 6.000 de metri pătrați. Centrul va deservi 75 de persoane cu vârste de peste 65 de ani, dintre care 50 de beneficiari ai serviciilor de zi și 25 de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu. Clădirea va avea parter și un etaj. La parter vor exista spații de recreere, de îngrijire personală, cabinete de fizioterapie, kinetoterapie și de masaj terapeutic, sale de mese, cabinet medical. La etaj vor exista 4 birouri, vestiare și grupuri sanitare. Astfel, seniorii vor avea un spațiu sigur și confortabil unde să își petreacă timpul liber în mod plăcut și util. În plus, ei vor beneficia de servicii de bărbierit și tuns, de servicii medicale, consiliere psihologică și socială, dar și de consultații stomatologice. Pentru realizarea acestui obiectiv, primăria va depune o cerere de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 7,46 de milioane de lei.